Aici pe canal am făcut o grămadă de clipuri cu și despre agenda, v-am învățat cum să creați o agenda, am decorat-o. În clipul de astăzi m-am gândit să transformăm o agenda. M-am dus într-un bazar, am luat cea mai basic agenda, o agenda pe care o puteți găsi și voi în orice supermarket, magazin de papetărie, bazar, cum vă spuneam, Jumbo. O puteți găsi peste tot pentru că este agenda aia basic. Și am zis așa, hai să o transform dintr-o agenda super basic într-o agenda super kawaii, super drăguță, așa pe stilul meu. Și anul ăsta am decis să decorez agenda în stil cactus, adică tot o să fie de inspirație verde. Cactus, suculente, chestii verzi, o să fie totul verde. Și am zis așa, argintiul și cu verde combină foarte, foarte bine. Și am luat niște hârtie autocolantă și niște decorațiuni foarte simple cu cactus și am început treaba. Deci în clipul de astăzi ce facem este o transformare de agendă dintr-o agendă super basic într-o agendă super mega drăguță. Dacă sunteți interesate de acești termeni, haideți să începem! Bineînțeles, avem nevoie de faimoasa agendă super banală, supra-cunoscută sub numele de agendă neagră, și hârtie autocolantă. În cazul meu am ales ceva argintiu. Ce să vezi, ce mirare, ce surprindere. Ce am făcut? Am luat agenda și am trasat măsurători pe hârtie autocolantă, după care am tăiat după măsurători. Bineînțeles, trecem la lipit. Trebuie să aveți puțină grijă cu hârtia autocolantă să nu intre bule de aer, pentru că se văd puțin urățel atunci când lipim hârtia. Tot ce trebuie să faceți este să mergeți așa încet să lipiți hârtia autocolantă pe agenda. Am făcut acest proces miraculos pe coperta din față și, bineînțeles, pe coperta din spate. După care am tăiat colțurile interne puțin cât să pot lipi partea care a rămas înăuntrul agendei. Fac acest procedeu pe coperta din față și pe coperta din spate, bineînțeles. Următorul pas este să înfrumusețăm agenda și pe coperta interioară. Așadar, am măsurat coperta interioară, după care am trăsat măsurătorile pe hârtie autocolantă, am tăiat excesul și am început să lipesc interiorul coperții. Deci, l-am înfrumusețat cu aceeași hârtie autocolantă. Se vede super, super drăguț. Fac acest proces pe ambele coperți interioare, după care tai excesul de hârtie. După care eu am trecut la protectoarele de colțuri. Îmi place foarte mult să utilizez protectoare de colțuri pentru că agenda va dura mult mai mult timp, dar și arată mult mai frumos și mult mai select, elegant. Îmi place tare, tare mult. După cum vedeți, am pus apărătoarele de colțuri la locul lor, după care le-am fixat cu un patent. Bun, acum să trecem să înfrumusețăm coperta principală a agendei. Pentru asta am ales acest kit de notițe, care dă așa un efect 3D foarte, foarte frumos și e foarte ok. L-am lipit cu pistolul de silicon în mijlocul coperții. Și v-am spus, arată super, super drăguț și dă un efect 3D foarte frumos. Și unde mai pui că ai și notițele la îndemână atunci când ai nevoie de ele. Mi-e place tare, tare mult cum se vede agenda. Bun, și acum hai să trecem și la interior. Hai să decorăm prima pagină. Am ales să o decorez cu acest carton decorativ. După care, pe următoarea pagină, am pus notițe cu cactus sus-jos, sus-jos. Notițele cactus le-am de pe AliExpress, dacă mă întrebați. După care am luat o carioca verde și am subliniat, așa am marcat datele importante ale agendei. Datele importante vin în orice agendă clasică. După care am luat stickere cu numere și le-am lipit formând 2018, bineînțeles anul în care ne aflăm. Și cam așa arată primele pagini. Pentru finalul agendei am ales să pun un plic din ăsta de plastic pe care l-am lipit cu
pistolul de silicon, în care o să pun eu diverse stickere, notițe, chestii. În ceea ce privește decorarea agendei în interior, v-am spus, totul o să fie pe verde, deci în partea de jos a fiecarei pagini o să pun notițe verzi, o să lipesc stickere, pentru că stickerele fac diferența în agende, chiar și clasica agendă poate fi înfrumusețată foarte drăguț cu stickere. Nu știu, după aia am desenat niște stegulețe cu o culoare normală, verde. De exemplu, pe pagina asta am desenat în mijloc, iar pe pagina anterioară am desenat puțin mai sus. După aia am luat carioca, am mai marcat niște numere, dăți și, bineînțeles, am decorat și semnul de agendă. I-am pus niște pietricele în formă de inimioară în partea de jos. Se vede atât de drăguț și atât de kawaii. Îmi place tare, tare mult. Bineînțeles, de culoare argintie. Cam așa arată agenda mea transformată din cea mai simplă și banală agendă într-una super mega drăguță. Vă spun sincer că îmi place maxim rezultatul final și este așa foarte eu, foarte pe stilul meu. Îmi place tare, tare mult. Vouă cum vi se pare? Dragii mei, cam atât pentru astăzi. Vă mulțumesc tare, tare mult că m-ați urmărit până aici. Nu uitați că dacă faceți agende inspirate din acest clip, să-mi trimiteți pozele voastre pe Facebook, pe Instagram, pe e-mail, pe unde vreți voi să mă tăguiți. Îmi place tare, tare mult să vă creațiile voastre. Nu uitați să mă urmăriți pe Instagram și pe Facebook, unde postez în fiecare zi. Că stau cu descriere, aveți link-uri către rețelele mele de socializare. În continuare, ca de obicei, am să vă las cu alte clipuri de ale mele. Vă pupăcesc că se cade fiecare dată și ne vedem, dragii mei, curând, curând, în următorul clip. Pa, pa! Să aveți o zi minunată!